Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la o întâlnire sub umbrela și sub tutela Cafenelei Merito, o întâlnire pe care o consider specială, nu doar prin prisma invitatului care ne onorează în seara aceasta cu prezența, ci și pentru că avem în seara aceasta ne întâlni cu o carte extraordinară și cu voia dumneavoastră, cu un invitat, după părerea mea, remarcabil și extraordinar. Bun venit, domnule profesor Liviu Papadima! Vă mulțumim că ne sunteți alături în seara aceasta. Bună seara, mă bucur să fiu cu voi! Noi ne bucurăm foarte mult. De regulă, noi în interiorul cafenelelor Merito suntem de multe feluri, de toate felurile. Suntem profesori, suntem părinți, elevi, studenți. Uneori categoriile astea se și întrepătrund și veți vedea că am reușit să creăm aici o comunitate cât se poate de vie și de dispusă să asculte, să învețe de la cei mai buni și cele mai avizate voci care există în câmpul educațional. Înainte de a trece la întâlnirea noastră propriu-zis, am să explic un pic regulile de interacțiune, așa cum fac de fiecare dată. Rugămintea este către invitații noștri din Zoom să adreseze întrebări, observații. Există două canale posibile pentru asta. Fie scrieți întrebările în streamul de chat. Sunt sigur că apreciați expresia asta românească, nu, domnul profesor? Streamul de chat. Da, adică în fereastra aceea de discuții a Zoom-ului. Fie, și asta e varianta pe care recunosc o agrez, intervenind prin ViewGrai și punând întrebările pe care le aveți depus sau făcând comentariile pe care le aveți de făcut. De asemenea, pentru că suntem în direct pe pagina Facebook a mai multor instituții virtuale, ca să spunem așa, și pe pagina de Facebook a CC de Galați și a proiectului Merito și a editurii Art, din câte știu, ne puteți urmări și acolo. Dacă ne urmăriți pe pagina Casei Corpului Didactic, vom prelua de acolo și întrebările sau comentariile pe care le aveți pentru invitatul nostru. Eu sunt Doru Căstăian și vorbesc mult la început ca să mai tac după aceea despre domnul profesor. Nu cred că sunt foarte multe de spus, este unul dintre cele mai cunoscute și recunoscute nume, îndrăznesc să spun, în cultura română, critic, eseist, istoric, teoretician, literar și profesor universitar la nivel național și internațional. Dar aici, în seara aceasta, domnul profesor Liviu Papadima este în primul rând în calitate de prieten al educației și de om interesat de fenomenul educațional și de cel preuniversitar. Trebuie să recunoaștem că vocile venind dinspre mediul universitar care acordă interes și atenție și resurse intelectuale fenomenului preuniversitar sunt destul de puține și nu în ultimul rând, ci poate chiar în primul, domnul profesor este autorul unui volum, Învățătura de minte, eseuri despre educație, apărut la editura Art, în care strânge texte mai vechi și mai noi despre educație. Texte care sunt împărțite în mai multe categorii, sunt texte despre ce înseamnă să fii elev, ce înseamnă să fii student, ce înseamnă să fii profesor, despre arhitectura sistemului educațional, despre evaluare, despre valori, despre politici publice și îmi place mie să cred că într-adevăr categoria cea mai amplă și mai generală care le subsumează pe toate sunt texte despre om și despre această latură, cum să spun, profund intimă a umanității noastre, care este latura pedagogică.
cea care ne face să învățăm, cea care ne face să predăm și, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să există o contradicție între aceste două activități. Domnul profesor Papadima, prima întrebare se referă la geneza acestei cărți. Care e, pe scurt, istoria ei? Ce v-ați propus când ați adunat textele acestea într-un volum? Și cum vedeți parcursul ei, viața ei în mediul cultural românesc? Da, mulțumesc mult, Doru. Atâtea epitete elogioase când vine să fug la baie. Da. Deci rugămintea este, eu sunt Liviu, da? Dacă putem rămâne la registrul ăsta familiar, că el descrețește frunțile și ne ajută să, cum spuneai, să fim mai oameni decât suntem de regulă. Da, cartea asta s-a făcut în timp. Coloana invertebrală e dată de oferta celor de la Dilema, respectiv Dilema Veche, de a ține la un moment dat o rubrică săptămânală. Pentru mine a fost o experiență foarte bună. Mai făcusem lucruri asemănătoare, ținusem în tinerețe la două săptămâni odată cronică de carte, dar general n-am fost dintre oamenii cu prezență foarte activă și regulată în presă. Și da, s-a întins experiența asta pe 3 ani și mai bine. Deci vreo 150 de articole. Și am abandonat-o la un moment dat când am constatat că tocmai trimisesem un text în care povesteam pentru a doua oară o chestie pe care o mai povestisem cu vreo 2 ani înainte și am zis ok, e timpul să iau o pauză. Am luat o pauză de mai mulți ani, dar am vrut, a fost pentru mine și un test. Deci am vrut să strâng colaborările astea și altele, și în Dilema mai vechi și în alte publicații, în Tribuna Învățământului, în Observator Cultural, în Le Monde și așa mai departe. Și toate având ca numitor comun preocuparea pentru problemele educației ale învățământului. De regulă, când se face un volum de ăsta compozit, iese un tutti frutti. Aici a fost marele pariu, dacă vrei, că am încercat să nu le dau în ordine cronologică, ci să configurez o structură tematică. În ce măsură mi-a ieșit sau nu, e de discutat. Aici cititorii poate să-și dea cu părerea. Eu nu sunt, cum să spun, autorul și-a făcut treaba, autorul poate să plece. Dar m-a ajutat mult și editura în chestia asta, pentru că apăreau inevitabile redundanțe, lucruri de tipul ăsta, pe care nu le mai percepi când îți citești singur textele. În general, oamenii care scriu sunt cei mai proști corectori ai textelor lor, pentru că e atunci când citesc ce au scris, citesc de fapt ce a fost în mintea lor când au scris textele respective, mai puțin ce stă pe hârtie. Da. Deci cam asta e istoria cărții. Am pigulit-o așa. Și asta a durat destul de mult, cred că vreo 2 ani am tot pigulit-o, o mai lăsam, se mai răcea, mai vedeam, mai puneam un pic de apă caldă peste ea, cam așa s-a făcut. Da, eu aș spune, citind cartea, care sigur conține texte pe care le-am citit și la momentul apariției lor în diversele publicații, mi-a dat impresia că e un soi de roman postmodern, așa, cu tema educației, pentru că, într-adevăr, te plimbă pe tot soiul de cărări temporale, între pătrunse, prin tot soiul de grădini care se bifurcă, nu vorba lui Borges. Spuneți la un moment dat,
În carte, următorul lucru. Tinerețea este în mod fundamental o șansă. Mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să vă întreb, în momentul de față, cât de bine gestionăm șansa asta pe care o au cei care ne intră pe mână? Știi, legat de asta, cred că povestesc asta și în carte. La un moment dat am dat peste un studiu care încerca să estimeze ponderea educației formale, adică, mă rog, ce facem noi, școală, grădiniță, universitate, așa mai departe, în raport cu alte componente care au și ele rolul lor în formarea tinerilor. Și ce am găsit acolo și ce mi s-a confirmat după aia citind și alte studii pe tema asta a fost foarte surprinzător și în prima instanță un soi de șoc demobilizator, dacă vrei, pentru că ziceau așa, educația formală în formarea unui tânăr contribuie în linii mari cu circa 20%, cu o cincime. Asta e porția care ne e dată. Restul, familia de două ori pe atât, 40%, anturajul, prietenii, 30%, mai mult decât școala, mai mult decât facultatea și, mă rog, presa, mass media, 10%. Adunate fac 100%. Dar e o veste care poate fi interpretată într-o notă sumbră. Cum, domne, pentru asta ne batem noi, pentru o amărâtă de cincime? Eu tocmai am ajuns să interpretez în altă cheie, poate diametral opus. Asta e ce ni s-a dat, așa că trebuie să avem foarte mare grijă de ce facem cu cincimea asta. Mai mult n-avem. Asta e. Am considerat că e mai degrabă un imbold, un impuls la a ne uita mai atent la ce facem cu bucățica asta decât să zicem, da, școala face totul pe lumea asta. Nu face totul pe lumea asta. Mă gândesc că poate ăsta este unul dintre motivele pentru care de multe ori suntem foarte dispuși să vedem cauzele eșecurilor noastre în acțiunea altora, mai degrabă decât într-a noastră. Pentru că educația, mă gândesc că este până la urmă, în mod fundamental, cum spune englezul, o treabă messy, amestecată, așa, unde e foarte greu de deosebit între ponderile pe care le au diferiți factori. Și atunci e foarte ușor să te gândești că responsabilitatea ta e de fapt un piculeț mai mică decât este. Apropo de revelația asta avută în momentul în care ați înțeles că, mă rog, sunt mulți alți factori care determină educația, mi-aduc aminte că o reacție cumva asemănătoare am avut-o și eu când am citit meta-studiu, era de fapt un studiu care aduna mai multe studii, și care spunea că, de fapt, profesorilor le scapă undeva între 50 și 90% dintre interacțiunile care au loc într-o sală de clasă în timpul unei ore. Oricât de atenți ar fi. Și nu-mi dau seama, o fi bine, o fi rău. Da. Apropo de învinovățirea altora, ăsta e un spor național, se cheamă aruncarea pisicii în grădina vecinului. Și am scris la un moment dat, mă rog, cu un amuzament amar, am încercat să construiesc un raționament pe tema cine e răspunzător de starea educației din România. Și răspunsul a fost în cele din urmă tranșant, Dumnezeu. De ce asta? Pentru că dacă te uiți în jur, vezi următorul lucru. La noi, în universitate, majoritatea profesorilor se iau cu mâinile de cap și zic, aoleu, ce absolvenți de liceu ne vin în universitate în momentul de față, dar ce fac colegii noștri din liceu? Te duci în liceu, în colegiile naționale și auzi, aoleu, uite,
ce vine din școala generală, ce fac profesorii de acolo, că nu mai știu, vin în liceu fără să știe să citească, să scrie. Cei din gimnaziu, la rândul lor, zic, aoleu, ce fac învățătoarele și învățătorii, că uite, nu știu nici să se ducă la toaletă când au nevoie. Cei din clasele primare, zic, aoleu, ce fac ăștia de la grădiniță, că n-au reflexele de bază. Și ăștia de la grădiniță zic, aoleu, uite, cum ne-au venit după 3 ani de stat acasă cu părinții. Și părinții se uită în sus și zic, dacă așa ne l-a dat Dumnezeu, ce să-i faci? Asta se cheamă educația și grație. Așa ne-a dat Dumnezeu. Bă, da. Da, este unul din textele memorabile. Este unul din textele memorabile. Da, da. Unei ore cu un profesor, cât de în priză poate să fie. E o chestie pentru care nu prea avem antrenament. Nu ne-l facem nicăieri. Adică ne-l facem dacă ne-l facem pe cont propriu. Și de cele mai multe ori își spune cuvântul înzestrat. Am avut prima experiență majoră și de care am rămas marcat toată viața, cei 3 ani de stagiu în școala generală Breaza Centru. Și asta a fost în sfârșitul anilor, nu, începutul anilor 80. Și situația era cruntă, 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 se bătea în școală ca la Balamuc, numai cu asta își țineau profesorii orele. Și în plus exista o cutumă care înțeleg că se perpetuează, bine și mersi, după 40 de ani, și anume noi veniți iau cei mai rău din școală. Și de asta am avut parte 3 ani de zile. Dar a fost atât de dură experiența asta și eu eram un total antiprofesor. Adică ce mi furnizase mie pregătirea psihopedagogică și practica așa. Era egal cu zero. Și fiind vorba de gimnaziu, mi se păreau niște alien, niște ființe absolut de neînțeles pentru mine. Nu înțelegeam cum merge mintea lor, cum merg emoțiile, totul. Și știu că am făcut o gafă teribilă. Aveam o singură clasă cât de cât mai bunicică, în care era o fată chiar foarte isteață, fata milițianului din Breaza. și foarte vie și inteligent. Și am luat-o ca ascultătorul martor. Și a fost un dezastru, pentru că am vorbit un an de zile numai cu ea din clasă. Tot restul erau pe lampă, nu înțelegeau absolut nimic. Ce să zic, asta e. Și după aia am repetat experiența la facultate, dar în alt registru. Acolo e o gafă a începătorului, care e iarăși tipică, am trăit-o și eu din plin. Te duci, ca asistent, intri în sala de seminar, îți tremură picioarele ca toți dracii, stremură vocea, ți-o frică de mori, sunt aproape de vârsta ta, cei pe care trebuie să-i înveți. Și evident, îți aduce aminte de vremurile de în facultate, ce frumos era când se purtau acele discuții de seminar extrem de aprinse și de vii și de așa. Și vrei să obții și tu ceva asemănător. Te trezești în fața unui zid opac, da? Și nimeni nu vrea să răspundă la întrebări, mai încerci, mai formulezi altfel întrebarea, încerci să-i provoci, să nu știu ce, până când se găsește cineva care sare în ajutorul tău și este atât de fericit încât marșezi și persoana respectivă plusează
Și, mă rog, ai trecut cum eram eu, trecusem până experiența din Breaza, mai înțelegeam că nu trebuie să rămân cu fata milițianului în clasă. Și atunci încercam să mai virez lucrurile, dar pe de altă parte nu puteai să reziști, că era persoana binevoitoare și da, te ajuta să ieși din impas, din amorțeală. Și cam a doua, a treia oră îți dădeai seama ce gafă teribil ai făcut. Și anume, dăduse și apă la moară persoane detestate de întreaga grupă, tot Cilarul Servil și Periuță. Așa. Și trebuiau după aia multe săptămâni ca să recuperezi gafa asta. Da, cam așa arată lucrurile din punctul meu de vedere. Apropo de ce spuneai cu oamenii, noi avem un învățământ de cifre, de statistici, de când auzim atâta retenție, atâta promovabilitate, atâta nu știu ce. Ceea ce e ok, în principiu, așa se fac politicile publice. Dar se uită aproape în permanență că aceste statistici au în spate oameni. Și oamenii sunt vii, oamenii sunt impredictibili, oamenii au reacții de tot felul și așa mai departe. Și munca asta cu copiii, munca de, și cu tinerii, munca de educatori, e una din cele mai sensibile, pentru că are o, spun banalități, gata, nu le mai spun, are o mare responsabilitate și totodată asta nu e o banalitate. E o chestie foarte profundă, e o chestie animalică, dacă vreți. Educație. Când spune cineva educație, toată lumea cade pe jos de plictiseală instantaneu. Da? Se gândește că cine știe ce sofisticări, ce limbaj de lemn o să urmeze. Dar, din punctul meu de vedere, educația este unul din resorturile biologice fundamentale. Se întâmplă pe toată scara biologică, mă rog, poate nu se întâmplă la nevertebrate sau la lucruri de tipul ăsta, dar ne ajungem la păsări, la mamifere, există această grijă a unui părinte sau a ambilor părinți ca puiul lor să ajungă la maturitate sănătos. Asta e educația, în esență, cu asta ne ocupăm. Da? Vrem să facem adulți, să-i ajutăm pe copiii ăștia să devină tineri și să devină adulți și să fie ok când sunt adulți, să-și găsească loc în lume, să-și găsească drum în viață, toate lucrurile astea, pe care le uităm pur și simplu. Și apropo de rădăcina asta biologică, da, există și mamifere, primate, de pildă, care a inventat sisteme de educație, da, care delegă. La anumite tipuri de primate, de pildă. Și asta Da, copii și pe tineri în viață. Da. scuze. Dacă tot ați dat tenta asta etologică discuției noastre, să spunem că primata numită om este probabil cea mai, cum să spun, cea mai predispusă la învățare. Are anumite caracteristici care o fac o specie super educațională. Una dintre ele, de exemplu, este faptul că nu doar ambii părinți sunt interesați de educația puiului, ceea ce, apropo, e o raritate. La primate se mai întâlnește doar pe la gibon și pe la câteva alte specii. Dar, pe de altă parte, întreaga societate, nu e nevoie de un sat întreg ca să E nevoie de un sat întreg ca să educi un copil. Nu știu dacă mă aud. Mie calculatorul îmi semnalează niște probleme. Da, au fost, le-am resimțit, dar au trecut. În momentul de față e ok. Încă o dată întreb, nu știu dacă mă aud, Da, dacă te am. auzim, Da, Doru, noi te auzim. da. A, scuze, Te auzim, mie auzim bine.
Da, mulțumesc mult și scuze. Mie am semnalat o serie de probleme calculatorul. Da, mă lansasem în niște reverii etologice, așa, cu privire la ce specii și cumva în apărarea noastră a bărbaților, să spunem că suntem una dintre speciile de primate în care masculii sunt extrem de implicați în creșterea copiilor, nu prea le stă în caracter la alte specii, Pe la dar păsări se mai întâmplă. unde? Pe la păsări mai sunt. La păsări este foarte adevărat, dar să știți că avem specii de furnici, de exemplu, care au creșe, da, în interiorul mușuroaielor, care Da, își vineri. cresc, sigur, care își cresc puii cu foarte multă atenție. Apropo de experiența de la Breaza de Prahova, care tot revine în textele dumneavoastră, e aproape un tărâm mitic acolo, devine așa, e experiența fondatoare, originară, să spunem, a parcursului educațional. Ce m-a surprins cumva și mi-a atras atenția e felul în care descrieți, fără complexe și fără, știu eu, infatuări tehniciste, experiența de acolo, pur și simplu realizați la un moment dat că noțiunile alea docte învățate în facultate nu sunt aplicabile acolo și cumva vă adaptați. Da? Mi-amintesc de textul cu băiețelul acela care ajuta tatăl la, nu mai știu exact ce făcea, Întâmplărie în caz. întâmplării, așa, da? Și care îi propuneți la un moment dat târgul de a îl lăsa și neastră în pace cu pretenții minimale și el să vă lase un pic să vă țineți orele. Astăzi, abordările de tipul ăsta, care mie mi se par foarte omenești, mi se pare că țin de inteligența și adaptabilitatea profesorului, sunt întrucâtva descurajate. Apropo de vină, de multe ori oamenii se simt vinovați pentru că nu le iese sau pentru că nu pot sau pentru că la un moment dat își declară înfrângerea, pentru că de regulă există întotdeauna experții sau pseudo-experții care vor spune implicit sau explicit, a, păi nu faci bine ce faci, nu aplici ce trebuie, procesul trebuie să fie controlat la toate nivelurile și în toate etapele. Asta mă duce către o temă care mă preocupă de mult. Cum vedeți, hai să zicem, spiritul ăsta tehnicist cumva și algoritmic în care este văzută educația în ultimele decenii? Este el un proces, până la urmă, procesul de învățământ, sau în care totul este măsurabil și controlabil în principiu, sau vorbim mai degrabă de o formă de artă, de phronesis, nu știu, de înțelepciune practică. Cum vedeți chestiunea aceasta? Da, deci nu știu exact cum este, dar nu e, îmi sunt și antipatice toate efuziunile pe tema dascălului. Deci eu când aud dascăl am deja o reacție și că ăsta e un har de la Dumnezeu coborât așa și că trebuie să-l ai de naștere și nu știu ce. Sunt, cred, 300.000 de profesori în România. De unde să găsești atâta har de la bietul Dumnezeu ca să dea la toată lumea? Deci e o meserie care se învață, sunt absolut de acord. Pe de altă chestii de tipul ăsta. A existat la un moment dat, în anii 70, o euforie teribilă față de instruirea programată, se spunea pe atunci. Deci, acum jumătate de secol. De ce? Adică, în ce consta ideea asta? Noi facem niște algoritmi de învățare și punem pe niște computere. Computerele erau foarte primitive la vremea aia, dar existau. Și elevul învață singur cu computerul. Pa, scăpăm de profesor, ce chestie minunată!
că profesorii costă, au probleme, au viață personală, sunt hachițoi, sunt... Dacă i-am înlocuit cu mașina, ar fi absolut ideal și dăm atunci și condiții echilibrate și corecte, echidistante tuturor elevilor, că mașina e aceeași pentru, pentru toată lumea, nu mai terminăm cu favoritismele, terminăm cu școlile înalte și școlile joase și așa mai departe. A ieșit un bluf. A ieșit un bluf, a fost îngropat experimentul după niște ani de, încercări. De ce? De ce? Pentru că nu așa învață mintea umană. Mintea umană nu e totuși, e o chestie mult mai complicată decât un soft de computer. Nu upgradezi așa cu una, cu două. Și, da, asta e. Ce-i trebuie unui profesor, unui tânăr ca să ajungă un profesor bun, e altă... Altă problemă foarte complicată, sunt absolut de acord. Există în... Și acum sar un pic la nivelul sistemului. Există o nemulțumire foarte mare publică despre învățământul din România, care și are justificările. Și pe de altă parte există, evident, niște carențe în ce privește formarea inițială și continuă, cum ni se spune oficial, a profesori. Ce se întâmplă în universitate cu modulele alea psihopedagogice 1 și 2 nu e deloc ce ar trebui să fie. Și asta știm foarte bine din experiența noastră, pentru că la Litera avem foarte mulți studenți care volens noles de multe ori. Fodem eu, aleg cariera didactică și vin să ne plângă pe umăr despre ce întâmpină în modulele astea, care sunt făcute formal și de. Și a fost în legea 1 din 2011, a fost o inițiativă de a introduce o altă formă de profesionalizare pentru meseria asta, complicată, dificilă, da? Absolut de acord, și anume masteratul didactic. Asta era acum 10 ani. Nu s-a pus pe roate nici în ăștia 10 ani. Da? Toate guvernele au uitat de chestia asta, au prorogat-o pe anul următor. Anul trecut s-a lansat un proiect pilot. Foarte bine, ok, ne-am adus aminte că există în lege treaba asta de 10 ani, că nimeni nu și-a mai bătut capul cu ea, numai că proiectul ăsta pilot a fost îmbrățișat cu arme și bagaje de colegii de la Științele Educației, care în esență, din punctul meu de vedere, și o spun cu toată tristețea, n-au făcut altceva decât să mute cele două module în acest master. Și probabil vom avea de-a face cu un nou eșec și faptul că va fi un nou eșec nu e probabil cel mai grav lucru. Va fi un nou eșec nemărturisit, neasumat ca atare. Cum se întâmplă cu majoritatea eșecurilor. Nu învățăm nimic din greșelile precedente. Pentru mine a fost absolut, absolut stupefiant modul în care într-o sesiune parlamentară de vară s-a trecut în Parlament în 2000 și un pic, cred, structura învățământului preuniversitar cu 10 clase obligatorii cu treapta întâi și treapta a doua, se numeau cicluri acum, da? Ciclul întâi și ciclul doi de liceu și așa mai departe. Uitându-se ce eșec fabulos a fost sistemul ăsta care a fost introdus pe vremea lui Ceaușescu. Da? Și unul din primele lucruri care a trebuit să fie făcut după căderea comunismului a fost renunțarea la liceu cu două trepte.
Apropo de experiența de la Breaza și de faptul că acolo supraviețuiai numai bătând și se bătea la greu. Da? Mie mi este îngrozitor de rușine de aceea. Pentru că am făcut și eu chestia asta. Nu puteai să supraviețuiești. Și asta ți se spunea, domnule. Aveam clase de a 10-a, de 40, respectiv 43 de elevi, din care puteau să citească cursiv, cu voce tare, un text de 10 rânduri, circa 5 elevi, în 40 și. Asta nu apare în nicio statistică, de niciun fel. Și eu când aud de căderea învățământului românesc, zic, băi, cădere, cădere, dar de unde? Era în groapă în 90, de unde să mai cazi în groapă? Din groapă. Deci am trăit cu toți colegii mei experiențele astea ale învățământului real, ăla care n-apărea niciodată la televizor, despre care nu se vorbea niciodată și așa mai departe. Bun. Și cum s-a putut? Mi-aduc aminte, în acea sesiune de vară au votat toate partidele, toți, n-a fost unul care să zică acolo, bă, stați puțin, că asta a mai fost odată și a ieșit rău de tot. Pentru Da, că, e un... într-adevăr, erau pentru ăștia care erau forțați. Deci, ca să cumva să împace și capra și varsa, am făcut școli generale cu încă două clase, a noua și a zecea. Și eventual după aia puteau să mai treacă la liceu, dar nu mai puteau să treacă la liceu și știau și ei foarte bine că locurile erau ocupate. Da? Și asta am făcut și noi. Iar ăia 2 ani erau ani de pușcărie. Ei se întrebau ce căutăm aici, de ce trebuie să stăm aici. Da? Acești 40 și de copii adunați într-o clasă, din care 5, cum spun, puteau să citească cursiv și 5 aveau cazier. Așa arătau lucrurile. Și pentru mine a fost într-adevăr o experiență foarte puternică, oricât de dură a fost. Sunt un ins foarte blajin și să mă trezesc în postura asta de bătăuși, se ajungea la chestii. Un profesor care se pare că chiar savura treaba asta, de pildă, a fost prins într-o seară de elevi, pus sacul în cap ca să nu-i recunoască și bătut cu sălbăticie. Asta era minunatul învățământ după care plângem acum. Mă gândesc că tot spuneți într-un text, nu? Că unul dintre pilonii încrederii este reciprocitatea. E în Exact, fond și asta o formă de reciprocitate. Stau și mă gândesc, glumind un pic. dar să știi că până la urmă așa am ajuns la. Totuși am ajuns să ies la liman, pentru că la un moment dat mi s-a făcut greață de mine și am zis nu se mai poate așa. Și m-am dus la directorul adjunct și am spus, domnule, uite ce, eu din momentul ăsta am terminat cu o dogmatic și eu nu strivesc corola de minune a lumii și cu chestiile astea, eu vreau ca să-i învăț pe copiii ăștia când mai stau în școală, că sunt obligați să stea, două lucruri, să scrie și să citească. Și n-aveam voie să lăsăm corijenți, asta era foarte drăguț. Dar dacă lăsai corijenți, ți se imputau, trebuia să faci ore speciale cu ei, să nu știu ce, era trampaj și primeai calificativul bine la sfârșit. Ai corijenți, cum să ai corijenți? Adică e vina profesorului. Și le-am spus, uite, fraților, gata, din momentul de față facem un nou dir. Respins total de direcția școlii și așa mai departe. Nu, că te ții după programă. Cum să mă țin după programă când ăștia nu înțeleg nimic de nimic? Nu știu să citească 3 rânduri și eu trebuie să le fac poezia lui Ion Barbu. Și le-am spus copiilor, mai schimbăm treaba. Eu vreau ca voi să ieșiți de aici știind să citiți și să scrieți. Și asta o să facem cele 4 ore săptămânale, ieșit la tablă, exerciții de scriere și de citit.
Și după primul trimestru, erau trimestre pe vremea aia, le-am încheiat mediile cu 3. Au zis că o să le transform în 8-uri, nu le-am transformat. Când au văzut că și al doilea trimestru se apropie de media 3 în final, spre disperarea conducerii școlii, că ies prost în statistic și că nu știu ce, s-au luat în serios. Și ne-am zis, băi, o să aveți nevoie de chestiile astea, să scrieți și să citiți, dacă nu o să rămâne niște sub-oameni, și asta e, de asta chiar o să aveți nevoie, vă garantez lucrurile. Și asta au înțeles și ei, ne-am despărțit cei mai buni prieteni. Cum să nu fie o experiență teribilă o chestie de-aia? Da, este o experiență teribilă și mă gândesc că, sigur, mutatis mutandis, n-ar strica deloc să ne oprim din când în când din a vorbi despre Platon, din a vorbi despre influența Mahayanei în scrisoarea întâi și mai știu eu ce, și să revenim la pusul de cratime, la înțelegerea textelor elementare, pentru că aduce din an în an, de la Dumnezeu până la Bach, nu? Tot lanțul ăsta de complicități și a ne preface că copiii vin cu achiziții pe care de fapt nu le au, mă gândesc că e unul dintre motivele pentru care nu stăm acum cu mult mai bine decât era la Breaza de Prahova. Să știi că și cultura înaltă și Ramayana și textele filozofice pot fi aduse în discuție. Eu am scăpat la o clasă a 8-a cu următorul lucru. Era iarăși o clasă îngrozitor de indisciplinată. Era foarte, foarte greu să ții ora, pur și simplu. Să țipa în timpul orei, să mai scoteau ghetele și aruncau un profesor. Da. Și știi cu ce am ținut în frâu? Le-am povestit timp de un an piesele lui Shakespeare. Există o foarte frumoasă carte a lui Charles Lamb, Tales from Shakespeare, cu repovestirea acestor piese. Și mă rog, pornind de la astea și de la ce mi-aduceam eu aminte, îi fascinau. Deci se îmblânzeau, deveneau oameni. Și stăteau așa, și așa au fost, cu Timon din Atena, cu Romeo și Julieta, cu Macbeth, cu toate alea. Da. Da, și am aflat după aia de o chestie, mi-am adus aminte de experiența asta brezeană. A fost la un moment dat la Universitatea din București, un tip din Cambodgia, care a trecut prin iadul Khmerilor Roși. Și ăsta era profesor de engleză și a fost niște ani în detenție, iar paznicii erau copii. Copiii de vârstă de 12, 13, 14 ani cu calașnicoave, cu cartușe de război pe țeavă și în fiecare zi de distracție, de plictiseală, mai omorau unul, doi prizonieri. Nu îi întreba nimeni de ce fac chestia asta, erau prizonieri. Și ăsta a scăpat tot așa, povestindu-le povești. A reușit să-i cucerească și nu l-au omorât, că au zis că e bun la casa omului, că ne mai spune seara câte o poveste. Și el zicea de chestia, exact ca în Șeherezadă. Exact, aia da. Am vrut să spun, da. Că e povestea Șeherezadei. Liviu, spui la un moment dat în felul următor. Cu asta se ocupă în esență învățământul nostru. Cu livrarea către elevi sau studenți, a răspunsurilor corecte la întrebările pe care le-ar putea formula cândva un examinator. E o formă de umor, nici nu știu, are umorul ei fraza asta, în tragismul ei, are partea ei de comic. Și aș vrea să-ți propun cumva ca sub semnul ei să discutăm puțin despre valori. E una dintre componentele cele mai substanțiale
substanțiale ale cărții și discuția despre valori, deși cardinală, exact cum spui, consta că am trecut, fără să-mi dau seama, de la pronumele de politețe la adresarea directă, așa cum... Mă bucur tare mult! Așa cum m-ai îndemnat. Chiar am făcut-o spontan și cred că asta, da, și asta spune ceva. Așa că dacă tot am făcut-o Da. Despre valori, adevărul e că vorbim foarte puțin și cu atât mai puțin știm sau încercăm să le formăm în interiorul sistemului de învățământ. Și într-unul dintre cele mai intense, aș spune și emoționante, texte din carte, explici până la urmă un lucru care ar trebui, cred, să fie evident, deși nu este. Și anume că valorile nu sunt niște abstracțiuni desprinse de viață, ci sunt chiar felul în care întrețesem cumva acțiunile noastre cotidiene în fiecare zi. De ce percepem cu toții, de la profesori până la elevi și, de ce să nu spunem, și părinți, valorile mai degrabă ca pe niște șireturi care ne încurcă și în care ne împiedicăm din când în când, în loc să le vedem ca fiind mai degrabă plasa aia de siguranță care să dea consistență și valoare demersului nostru? Da. Apropo de valori, eu mai am o altă metaforă care mi se pare foarte sugestivă, pentru că, într-adevăr, tendința generală e de a vedea valorile ca pe ceva străin vieții noastre. Și ori o aspirație așa sus, către luceafăr, către lucrurile astea, ori, cum zici, o chestie în care ne încurcăm, dar ce naiba mai caută și astea peste noi. Da, după mine, valorile sunt exact ca aerul pe care îl respirăm. Cine simte că respiră? Nu simțim că respirăm, respirăm pur și simplu. Dar ajungem să simțim teribil ce înseamnă aerul pe care îl respirăm atunci când începe să ne lipsească. Atunci când suntem ținuți sub apă prea multă vreme. Așa e și cu valorile. Le simțim prezența atunci când, din păcate, suntem frustrați de ele, suntem privați de ele. În sensul ăsta, pentru oamenii mai vârstnici, care vin după o experiență totalitară, componenta asta a fost foarte, foarte importantă. Pentru că noi aveam, în fapt, eram în permanență în fața unei bifurcații, mă adaptez, fac ce mi se cere, mă schimb, asta e, și câștig. Sau rezist și apăr lucrurile în care cred. Și asta era o chestie de zi cu zi, de oră cu oră. De-aia, din punctul meu de vedere, cei care au străbătut experiența asta nu sunt neapărat nici mai morali decât alții, nici mai imorali. Depinde fiecare cum și-a trăit-o. Iar acum, da, pentru educație, știi, sunt N definiții ale educației. Una dintre cele care îmi place mie cel mai mult, în simplitatea ei extrem de sugestivă, este o definiție pe care o dă Carol, întâiul, și anume, educația e formarea de caractere. Asta era esența educației. Nu cunoștințe, nu abilități, nu skills-uri, nu competențe, nu formarea de caractere, în primul și în primul rând. Cum ne formăm ca să fim oameni? Și, da, e foarte greu să spui ce e aia, să fii om, culmea. Dar, pe de altă parte, știi, face parte din chestiile alea, de gen Sfântul Augustin despre timp. Dacă
Nu mă întreb ce e, știu ce e, dacă mă întreb, nu mai știu ce. Așa e și cu asta, cu ce înseamnă să fii om. E greu de explicat, dar pe de altă parte avem darul ăsta de a recunoaște oamenii atunci când îi vedem. Și de a Mi-aș simți că... întreba, Da. scuză-mă, Da, da, spune. Da, aș întreba și pun o problemă de etică aplicată aproape. E o problemă, mărturisesc, un lucru la care nu m-am gândit până cum, când acum ceva timp, cred că sunt 2 ani de atunci, un bun prieten m-a întrebat lucrul ăsta și mi-am dat seama că niciodată nu mi-am pus problema asta. Dar e în fond un act etic, e în fond o alegere, cum să spun, rezonabilă. Să încercăm să formăm caractere într-o societate în care mai degrabă lipsa de caracter este adaptativă? E o întrebare. Da. Da, mă întrebam dacă să mai revin la o experiență formatoare de la Breaz. Da, da, da. De ce deci... nu? Aveam un coleg profesor de sport, foarte, foarte deștept, foarte citit și foarte cinic. Și am avut niște discuții mai lungi. Așa, îmi plăcea omul și îmi plăcea și modul lui provocator de a vedea lucruri. Și mi-a spus la un moment dat, zice, băi, noi de fapt aici distrugem destine în școală. Pentru că uite-te și tu la ei, cea mai mare speranță pentru ei poate să fie să ajungă eventual muncitori la uzina de metale, de chestii. Nu știu, era în Sinaia o uzină de... unde se produceau sirinci și chestii de astea. Și ăla era într-adevăr idealul pentru un brezean jet de jet să ajungă undeva acolo. Și noi vrem să le formăm niște nevoi pe care ei nu le vor putea satisface de niciun fel în viața. Era o problemă gravă și pusă cu toată tării. Da. Și eu îi răspundeam, băi, da, se poate să ai dreptate. Dar mi se pare totuși o variantă în tragism, e o variantă preferabilă decât aceea de a încerca să le asigurăm o fericire tâmpă și comodă spălându-le creierii. Da, mulțumesc mult pentru răspuns. Da, era sau atunci, acea bifurcație de care tot vorbeam. Da, nici către mine întrebarea n-a venit în termeni ăștia docți în care am reformulat-o eu. A fost mai degrabă o întrebare de tipul, băi, da, tu te-ai gândit vreodată că poate nu le faci un bine încercând să-i formezi într-un anume fel? Și recunosc că nu mă gândisem. Am fost așa de pătruns de idealurile educației, ceea ce n-a fost bine, m-am dezintoxicat după aia câțiva ani și am revenit la o formă de realism mai sănătoasă, evitând, și eu cred că cinismul e unul dintre lucrurile care noi avem de luptat aproape zilnic. Și apropo de studii și de revelații, la un moment dat o revelație am avut într-o discuție cu un specialist, un cadru universitar în chestiuni de psihoterapie și psihologie clinică, care îmi spunea, știi care este cel mai puternic predictor al cinismului și al burnout-ului în sistemul de educație? Care, întreb eu, nivelul de entuziasm inițial. Deci cu cât te duci, te duci mai cu capul înainte, cu atât ești mai expus riscului ăstuia. Iată că preluăm, Liviu, și primele întrebări de la cei care ne sunt alături în seara asta și le mulțumesc și vă încurajez să interveniți în continuare cu întrebări, dacă se poate, către cei din Zoom și prin ViewGraia, ar fi foarte fain să ne și auzim. Prietena și colega mea, Monica Mocanu, profesoară de matematică la Buzău,
Întreabă așa, cât de mult, făcând referire, mă rog, la un lucru pe care aparent l-am spus, eu nu mi-amintesc, dar se pare că l-am spus la un moment dat, cu privire la nevoia de a ne cunoaște cu adevărat elevii. Monica întreabă cât de mult îi cunoaștem pe elevii pe care ne-a dorit să-i educăm de fapt și, doi, cât de mult credeți că valorizăm în școala anumite achiziții educaționale din mediul familial pe care nu le valorizează nici părinții, nici adulții. De exemplu, faptul că elevii noștri uneori au grijă de alți frați sau faptul că își ajută părinții, ca să dau doar două exemple. Întrebarea e pusă cu ceva timp în urmă, însă am vrut să o plasez sub semnul discuției acestea despre valori și de aia am amânat puțin. Da, grea întrebare, grea de tot. De ce? Bine, acum, experiența mea fundamentală este din învățământul superior, experiența mea personală. În afara acestei bucle de 3 ani cu Breaza, în rest am predat numai în facultate. Și acolo există o relație de apropiere între profesori și studenți care e fundamental. Și asta evoluează, devine tot mai profundă în diversele cicluri de învățământ. La licență, din păcate, suntem victimele unei masificări teribil, avem cursuri cu 100 și de studenți, când naiba să mai apui să cunoști ceva din ei. Și ca profesor, mă rog, nu mai am privilegiu să țin seminare. A mie alea îmi plăceau cel mai tare. După aia, la masterat, lucrurile se mai leagă, iar la doctorat este pur și simplu unul la unul. Unul la unul. Pe de altă parte, este și problema asta de, nu știu, GDPR, ce să zic. Nu-ți vine să intri în intimitatea unui tânăr, așa, cu una, cu două. Pentru că s-ar putea să faci rău, s-ar putea să nu fii pregătit pentru asta. Nu sunt psiholog de profesie. Consider că e o meserie foarte, foarte grea și foarte problematică. Dar efortul de a înțelege elevii, studenții, e fundamental. Și măcar de a înțelege sub aspect cognitiv, da? Cum ne merge mintea și așa. Că ne lovim adesea și de problemele vieții private, da, mai ales. E o chestie foarte sensibilă, de pildă, în universitățile din România. Eu am fost student într-o vreme în care studenția era o perioadă clar delimitată din viața unui om. Exista și pe atunci fără frecvență. Și asta explică oarecum misterul faptului că noi am început 50 în anul de studiu și am terminat 80. Da? Pentru că exista modalitatea asta de a fenta examenul de admitere. Îți făceai rost de o adeverință că lucrezi undeva și te duceai la FF, unde erau mult mai mică competiția. Dar după aia treceau toți la zi. Nu era greată forma. Da. Dar noi ne confruntăm cu situația asta în care avem, cel puțin pe sondajele pe care le-am făcut la Universitatea din București, avem jumătate de studenți care lucrează în timpul cursurilor. Jumătate e o cifră mare, mare de tot. Un sfert lucrează full-time și un sfert lucrează part-time. E foarte greu să le ceri acestor. Sunt mulți profesori care zic, băi, uite ce puturos e ăsta, o ce incapabil e, că a venit la examen complet varză și nu știu ce. Și eu întreb, da, poate n-a avut când să se pregătească. Ne gândim și la treaba asta. Și nu prea avem
N-avem soluții. N-avem soluții. Eu cel puțin la master îi rog să mă anunțe cei care au astfel de probleme și să găsim o formulă de compromis acolo unde eu cred că e foarte bine, e foarte important ca să aibă o frecvență cât de cât consistentă. Nu știu dacă fac bine, dacă fac rău, habar n-am. Nu știu dacă e sistemic sau nu, dar am, pe de altă parte am și înțelegerea față de cazurile astea. E multă sărăcie în România, asta e. Și cifrele iarăși sunt îngrozitoare. S-a mai reparat cât de cât situația, dar știu că acum câțiva ani aveam 2% studenți din mediul rural. 2%. Oribil. Oribil. S-a găsit un ministru isteț ca să zică facem locuri separate pentru ei. Discriminare pozitivă. Evident că n-a funcționat. Marea majoritate au fost returnate a locurilor ăstora, iar aia care au intrat pe locurile astea au abandonat până într-un an de zile. De ce? Pentru că nu erau pregătiți pentru așa ceva. Asta trebuie mult mai devreme început. Nu când intră la facultate. Da. Recunosc că aici ai pus punctul pe un i și pe o problemă, pe o tensiune esențială. Revenim cumva la întrebarea Monicăi. Pe de o parte există, da, nevoia de a-ți cunoaște elevii, pe de altă parte există sigur delicatețea și prudența de a nu intra cu bocancii. Mărturisesc, dacă mi se permite și mie o mărturisire, că eu am încercat de regulă să adopt o cale de mijloc, adică fără să intru și fără să... fără să devin intruziv și agresiv. Mi-am exprimat pe foarte multe, în foarte multe feluri și pe foarte multe căi disponibilitatea de a, fi receptiv către chestiunilor personale. Și amintesc chestia asta pentru că a fost unul din momentele mele de aha în interiorul sistemului, când am realizat că foarte puțin tineri, de fapt, aveau curajul, cred că ăsta e cuvântul potrivit, aveau curajul de a se deschide într-o discuție omenească și firească, deși aveau foarte mare nevoie de asta. A fost unul din momentele în care am înțeles că de cele mai multe ori profesorii sunt priviți ca niște străini sau chiar ca niște inși care inspiră mai degrabă neîncredere și frică. Și cred că ăsta e iarăși un lucru care n-aș ști să spun dacă acum e ceva mai bine sau nu, pentru că nu cred că măsurăm asta și nu cred că ne punem probleme de genul ăsta. Însă, apropo de cele spuse mai devreme, Liviu, că unul dintre pilonii stabilității și consistenței în sistem este reciprocitatea și încrederea, iată că n-avem prea multă încredere unii în alții. Sigur, nici în societatea românească, dar nici în interiorul sistemului de educație. Preiau iarăși o întrebare de asemenea de la prietena și colega Paula Mihai de la Casa Corpului Didactic Buzău, care întreabă, apropo de profesori și de meseria asta, spui într-unul dintre texte că e un noroc, că e o șansă fundamentală să fii profesor. Te rugăm și te roagă Paula și te rog și eu cumva să dezvolți un pic ideea asta. De ce un noroc să fii profesor? Pentru că mulți spun că ar fi un ghinion cumva. Da. Mi-aduc aminte de răspunsul unei studente masterande la ora de prezentare, de încălzire, de topire a gheții cu care încerc să-mi încep cursurile la master și în care fiecare e rugat să spună de ce a venit la masterul respectiv, și alte detalii de astea ca să
poată să pot și eu să înțeleg cu cine am de-a face. Și spune la un moment dat o studentă că predă la școală, la gimnaziu, cred. Și eu întreb, zic, ei, și cum e, vă place chestia asta? Și tot așa se codește, zic, domn profesor, ar fi mișto dacă n-ar fi elevi. Da. Și eu am da. Vorba asta. Și eu am da. Vorba asta că, mă rog, ar, multe lucruri ar merge mult mai bine dacă nu ne-ar încurca elevii da. în sistemul de educație. Da. Da. Am spus-o și în seara asta. E o meserie dificilă și cui nu-i place, bine să nu se apuce de chestia asta. Pentru mine e un noroc. Eu chiar mă consider dintre oamenii foarte norocoși de pe planetă, că nu toată lumea face ce și-a dorit să facă. Eu am ajuns să fac ce mi-am dorit să fac. Asta e ok, e o mare șansă. Și spun așa, în linii mari sunt trei tipuri de joburi. Întotdeauna în care lucrez cu brațele, la săpadă șanțuri, la tras la vâsle, la mai știu eu ce, nu mă simt dotat foarte bine pentru chestia asta. Întotdeauna la care plimb hârtii, și astea sunt relativ confortabile și sunt alea la care ai de-a face cu oameni. Și astea sunt agasante. Sunt agasante. Dacă hârtiile sunt liniștite, dacă lași pe birou să zac o hârtie o lună de zile, nu țipă, nu nimica. Oamenii totdeauna vor ceva de la tine, vor să se întâmple acum, vor să se întâmple bine pentru ei și așa mai departe. Dar e o meserie vie. E o meserie vie. Și mă prefer net. Și știu ce vorbesc pentru că am mâncat administrații 16 ani de zile. 8 ani decan și 8 ani prorector. Știu cum e să prim hârtiri. Asta am și vrut să spun, că nu e musai să se excludă cele trei tipuri. Nu. Adevărul e că și în funcțiile administrative de care vorbeam, miezul lor nu a fost ăla de a redacta procese verbale și regulamente și așa. Poate că mă pricep cât de cât la încropirea unor texte eseistice, dar la scris un regulament sunt falit. Da. Dacă îmi permiți, Liviu, aș face o translație, aș face o comparație, o trecere, nici nu știu care e cuvântul potrivit, de la o carte extraordinară a ta și chiar cred asta, este exact genul de intervenție care lipsește din punctul meu de vedere, pe piața de idei din România. O intervenție care să nu fie neapărat dinspre specialist, care să nu fie în limbajul tehnicist-motivațional al epocii și așa mai departe, ci exact genul ăla de carte care să îmbine expertiza, experiența și înțelepciunea. De ce nu? Profunzimea care vine cu odată cu cultura autentică. Mă opresc pentru că eu am tendința să laud cu toată gura atunci când admir și nu știu că tonul meu ar putea... Mă pui într-o situație dificilă. Exact. Și atunci am să mă opresc. Dar cred că texte ca ale tale, Liviu, să știi, eu am mai citit la teoreticieni pe care admir, dar care sunt foarte puțin cunoscuți în România. Și nu sunt traduși în România. Mă gândesc, de exemplu, la Gert Biesta, care are, apropo de faptul că... Da, de ce m-am gândit la Biesta? M-am gândit la Biesta pentru că tu spui la un moment dat că a fi profesor este un risc, iarăși într-unul dintre textele foarte frumoase din carte. Și mi-a venit în minte titlul cărții lui Gert Biesta, el însuși profesor cu studii de filozofie și teoretician al educației, care are o carte nemaipomenită, pe care sper să o vedem în curând și în limba română, care se numește The Beautiful Risk of Education. Da? Deci frumosul risc. Dar nu despre Biesta voiam să vorbesc,
Și apropo de experiența ta de la Breaza, repet, care tinde să devină legendară, e absolut remarcabilă, mă gândesc că la o altă lectură recentă pe care am avut-o, jurnalul Evgeniei Ginzburg din Destin în bătaia vântului, Evgenia Ginzburg, o profesoară ajunsă în timpul epurărilor staliniste în Gulag, la Colma, care după reabilitare, după, mă rog, celebrul discurs al lui Hrușciov și după reabilitarea din 55, îi pică pe mână ca profesoară foarte mulți dintre securiștii sovietici care ocupaseră funcții în cadrul aparatului stalinist. Și acum, în noua ei calitate de profesoară acestor aparatcici, ca să spun așa, trebuie să ia pe foarte mulți de foarte jos, pentru că nu știau să scrie, nu știau să se exprime, nu știau să vorbească gramatical. Situația era foarte stranie și pentru ofițerii respectivi, pentru că, na, bănesc că nu e ușor să-ți vină un fost deținut și să te învețe unde să pui creatima. Dar de ce pomenesc episodul ăsta? Pentru că, la un moment dat, unul dintre intimii prietenii Evgeniei îi spune ceva de genul ăsta: ceea ce faci tu acum este, din punctul meu de vedere, inadmisibil. Pentru că oamenii ăștia sunt călăii noștri, sunt cei care ne-au chinuit, ne-au ținut în ocnă, care ne-au distrus viețile și destinele și nu merită resursele tale. Nu e etic ca tu să îți risipești harul de profesoară cu ei. Iar Evgenia are un răspuns extraordinar în care spune că nu există așa ceva. Orice ființă umană, oricât de jos, în momentul în care ajunge în fața ta și are cu tine relația de elev, mă rog, student, profesor, trebuie să-i dai la fel de mult ca oricărei alte ființe umane. Mi s-a părut extraordinar de intens și de pilduitor episodul ăla, pentru că eu cred că exprimă cumva, nu ce, hai să zicem, miezul experienței noastre profesorale. Cred că ăsta e, de fapt, sensul profund al expresiei că orice om are dreptul la educație. Dreptul la educație e dreptul de a da până la urmă 100% din ceea ce poți în fața oricui s-ar întâmpla să fii. Că vorbim de un olimpic, că vorbim de un elev de la Breaza de Prahova. Bun, eu întreb, acum glumim puțin, dacă există și o altă Brează, nu știu, eu de aia e singura. Nu, e de Prahova. Da, e de Prahova, da. Cea mai Brează dintre Breze. Cea mai Brează dintre Breze. Acum, ca să dramatizez puțin discursul meu anterior, lasă-mă să-l dramatizez, da, okay. Eu și mai tare, cu o poveste personală. O să iau un pic pe departe. Eu m-am cunoscut tatăl ca fiind un om destul de crispat și n-am înțeles de ce. Și am aflat târziu, am aflat când eram adolescent, în clasa a 12-a, că taică m-a făcuse pușcărie politică după război. În 4 ani, între 53 și 57, mă rog, cum au făcut mulți alți intelectuali. Și îl marcase foarte tare chestia asta. Iar după ce am aflat, a început să-mi povestească. Îl trăgeam eu de limbă, normal, că mă mânca. Și lucrurile care m-au impresionat cel mai tare din povestirile lui nu au fost astea de mizerie umană, condițiile absolut atroce de viețuit acolo, cât a fost ce mi-a zis el despre experiențele cu conferințele din pușcărie. Închipuiți-vă că erau niște săli cu priciuri pe trei niveluri, cu vreo 50 de deținuți în aceeași sală. Mare parte dintre ei intelectuali, unii intelectuali de mare finețe, și au instituit acest sistem că fiecare ținea cu rândul câte o conferință.
De ce? Ca să nu le moară mintea și sufletul în condițiile alea, să nu fie complet acaparați de animalitatea condițiilor de viață. Și în poveste, acum, în preajma Paștelui, el a ținut o conferință despre simbolistica oului în cultura tradițională românească și în cultura altor popoare și așa mai departe. Și detaliul care mi-a rămas întipărit în minte din povestea asta, avea un timp în nopții un gardian care îi păzea și în principiu nu avea voie să îi lase să stea de vorbă. Nu? Unii mai băteau cu pumnul, nu? Și gata, culcarea, nu știu ce. Alții se duceau mai încolo, se făceau că nu aud. Ăsta a venit și a ascultat toată conferința de partea aia, auzi, tare de tot. Da. Este și în, există și în cartea Evgeniei Ginzburg un episod oarecum similar în trenul care le transporta pe deținute în Colma, și în care erau foarte multe intelectuale. Se recita. Se recita uneori, se recita în șir zeci, sute de versuri din memorie, din, mă rog, marii poeți ai lumii. Și la un moment dat, un ofițer supraveghetor intră și le cere imperativ să scoată cartea pe care o ascund. Și femeile încearcă să explică că nu au o carte. Nu se poate că v-am auzit recitând zeci de minute, ore în șir, scoateți cartea. Și ca să-l convingă că nu există o carte, au trebuit să-i facă o demonstrație și să recite din memorie zeci de versuri ca să demonstreze că au dreptate. Era la Apropo, Fahrenheit 453, da? Oamenii cărți. Da. exact. Pentru cine nu știe, deși presupun că multă lume știe, tatăl tău este celebru și marele critic Ovidiu Papadima, da? Ca să știm despre cine vorbim și mulțumim Liviu pentru evocarea emoționantă de mai devreme. Reîntorcându-mă la proiectul de dramatizare, vin cu o întrebare ceva mai jucăuș așa de la cineva care ne urmărește, care întreabă așa: cum vă relaxați după o zi extenuantă petrecută cu elevii școlii din Breaza? Oh, da. Eu la Breaza am fost navetist. Și lucrul ăsta nu era Au de fost și iertat. lucruri bune, ca să zic așa. Da, numai că nu era de iertat. Eram trei navetiști în toată școala și eu picasem ca musca în lapte, pentru că după aia am înțeles, ei încercaseră să țină ascuns un post pentru cineva de acolo și nu reușiseră. Așa că ei vreau să plec, eu vreau să plec, toată lumea era de acord, numai că nu se putea. Și mi-au făcut toate zilele fripte cu putință și mi-au pus orare aiurea ca să nu pot lua trenul și că nu știu ce și nu știu ce. Și stăteam câteva nopți în Breaza și veneam când aveam zilele de noptat în Breaza, am stat într-o vreme la o familie de adventiști. Erau destul de mulți adventiști și da, și oameni extrem, extrem de corecți, extrem de corecți. Altfel, mă rog, destul de marginiști, dar foarte, foarte corecți. Ți minte, eu veneam cu tot soiul de alimente din București, că nici alea nu erau ușor de procurat și la un moment dat gazda mea, doamna, vine și îmi spune
Zice, noi avem niște găini în curte și astea fac ouă, nu vreți, când veniți cu ouăle astea din București, să le schimbați cu astea ale noastre proaspete, că noi trebuie să le dăm la cooperativ. Mai bine să le dăm pe alea. Deci cât erau ei de cinstiți, da, până aici se simțeau normale, simțeau că statul le bagă mâna în buzunar și că îi fură și că și aveau dreptate. Ok, și partea cea mai spectaculoasă era iarna, pentru că ajungeam, și erau ieri, pe vremea aia, ajungeam seara într-o cameră complet neîncălzită, de zile bune. Aveam sobe, nici nu mai știu dacă erau cu lemne, cu gaze, habar n-am, dar în orice caz dura foarte mult până să se încălzească camera. Rezultatul era că adormeam pe la 5 dimineața. În timpul ăsta stăteam sub plapumă, așa, cu cartea în mână. Mă sculam pe la 11-12 a doua zi. Fuga, fuga, să ajung la 12 la ore. Cam asta era. Și știu că la un moment dat, când am ajuns la 12 fără 5, la 12 aveam ore, directoarea m-a întâmpinat în prag. Tovarășul Papadima, la ora asta să vină. Păi, mai am 5 minute. Era inspectoarea județeană de română. Zice, da, e clar că nu v-ați pregătit pentru astăzi. Zic, da, de unde trageți concluzia? Eram și destul de rebel. Ce să zic, nu prea vreau să fac planuri de lecții, ca știi cum sunt, în care profesorul întreabă, elevul răspunde, profesorul întreabă. Și eu zic, da, dacă nu vrea să răspund. Da. Și am spus că eu am oarecare respect pentru hârtie și nu vreau să cheltui pe chestii de lecții. Elevii stau liniștiți în bănci. Da. Da, există o. Și mi-a zărit și mie muștarul și zic, da, de unde știți că nu m-am pregătit? Păi rugați-o pe toarcea inspectoare să vină la oră, da? Și normal că n-am venit. Și după aia am văzut că din inspectoare era o tipă, deși era personaj politic, nora lui Manea Mănescu, de la Ploiești, a fost un personaj extrem de luminos în cariera mea. La un moment dat trebuia să-mi dau definitivatul și trebuia făcută inspecția pentru definitivat. Cu această doamnă. Chiar era o doamnă, nu o tovarășe de niciun fel. Și am vorbit cu ea și Da, ăștia ziceau, dar trebuie să-i faci rost de mașină, să o iei de la Ploiești, să nu știu ce. Zice, lasă, dacă te vin cu trenul și mai aștept jos în gare. Asta, basta. Mai vorbim pe drum. mă gândesc că, sigur, evocarea asta a unor personaje faste, să spunem așa, probabil aveam tendința să o plasăm undeva în trecut, ca ținând de specificul epocii alea. Impresia mea nu e asta. Impresia mea e că în continuare. Nu, categoric. Asta e o chestie generală. Da. În continuare depinde tulburător de mult de noroc, cariera unui profesor în școală, mă rog, și implicit calitatea pe care elevul o are în față în anumite momente. Categoric. Dar sunt bune practici și mai ales rele practici care, din păcate, persistă și care distrug carieră. Una dintre astea am evocat-o deja, ultimul venit ia ce e mai rău, alta despre care știu că e încă în
în vigoare, și anume segregarea claselor, A-ul cu elevii cei mai buni, B-ul cu aia un pic mai puțin bun și până la HTA mama dracu. Ca să zic, știu că nu mai e ca pe vremuri, dar pe vremuri asta era. Adică ultimele clase erau cu, numai cu corigenți, repetenți, delicvenți și toate chestiile de tipul ăsta. Și, Da, da. nu știu sincer cam care mai e amploarea fenomenului în sistem. Recunosc că pe unde s-a întâmplat să predau eu, nu am văzut așa ceva, dar nu mă îndoiesc că încă mai avem de-a face pe aici, pe acolo. Oricum, segregarea, n-aș intra în subiectul ăsta, dar segregarea de tot felul, segregările de tot felul sunt o problemă sistemică conform analizelor oficiale de la analizele, mă rog, Comisiei Europene, dar n-aș duce discuția în Doru, direcția aia. iartă-mă că te întreb, Sigur. apropo de, că am tot povestit lucruri cu, poate cu șar mai mult sau mai puțin, dar apropo de chestiile sistemice, deci câteva repere care cred că ne dau o justă măsură a dinamicii schimbării sistemului. Din 90 ne-au trebuit în România 20 și ceva de ani ca să ne hotărâm să facem un bacalaureat corect. Da? Un lucru Exact despre asta. absolut fundamental. Ne-au trebuit 20 și ceva de ani ca să introducem sistemul ăsta cu distribuirea alfabetică sau întragere la sorți a elevilor. Și acolo au existat proteste la început și așa mai departe. Deci astea sunt fapte, știi? Reformele sunt frumoase, ok, sunt necesare, dar lucrurile fundamentale au trecut 30 de ani și parcursul de carieră al unui profesor e același. Modul în care se obțin gradele didactice e același, în linii mari, s-a modificat foarte mult. Adică lucrurile elementare, care nu sunt dorite. Un lucru elementar, apropo de sistemul ăsta de acordare a gradelor, să lași inspectorul să vină când crede el, nu inspecția anunțată cu nu știu câte zile înainte, pregătit de către profesor, tot. Mai aveam asistat la ore de astea, zice, eu, doamnă, eu, da, spune. Și ăla spunea sărac și profesoara se înroșea și zicea, da, e foarte bine, dar asta era răspunsul la întrebarea care trebuia să vină acum. Știi? Și vorbeai după aia, unele, e drept, nu e întotdeauna așa, nu știu, nu pot să generalizez, dar se întâmplă și lucruri de-aia. Și vorbeai după aia cu doamna profesoară și spuneai, doamna profesoară, dar am venit și noi aici să vedem cum vă țineți dumneavoastră o oră. Și de multe ori, hai să nu zic de multe ori, dar uneori îi spunea un plâns și ziceau, dar nu, că am crezut că așa e bine și că așa să, noi știm că așa să face. Da, acest noi știm că așa se face, cred că ar merita o discuție separată, pentru că, apropo de lipsa de formare, mă rog, consistentă inițială în facultăți și așa mai departe, de multe ori debutantul vine, se întâlnește cu realitatea care îi spulberă, sigur, schemele, cele două, trei scheme simple care intrase în sistem, și atunci ce să facă? Face ceea ce are tendința să facă orice ființă umană rațională, și anume să învețe din mediu, să se uite la cei cu galoane, grade și vechime mai multe și să învețe de acolo. Ceea ce uneori poate fi un lucru fericit, alteori dimpotrivă, sunt preluate foarte multe rele practici, apropo de expresia folosită, și dacă ai un profesor tânăr reflexiv și atent, există o șansă ca el să realizeze că nu e ok ce face, dar va dura. Că durează luni sau ani, Categoric. e o altă discuție. Păi, Eu, dacă tot am da. evocat modificarea legislativă și deocamdată numai legislativă privind profesionalizarea
carierei cu masteratul didactic, acolo cea mai valoroasă modificare, din punctul meu de vedere, este anul de practică obligatorie în școli de profil și așa mai departe. Pentru că e o meserie pe care o înveți făcând-o. Da. Sunt școli care sunt excelente, în care le vine un coleg nou și se preocupă de chestia asta. Hai să vedem cum îl integrăm, cum să facem. Sunt alte școli însă în care lucrurile sunt exact pe dos. Noi am deschis la Litere încă din 2004, dacă nu mă înșel, un masterat didactic. Da? Pentru că erau necesitățile astea survenite în urma unei schimbări destul de radicale a programelor școlare în Ministeriatul lui Marca. Și era un masterat care nu aducea puncte, ca să zic, adică nu era unul special, dar era frecventat și este frecventat de către mare majoritate cadre didactice deja la catedră, care veneau și spuneau, vreau să învăț să-mi fac mai bine treaba la catedră. Deci cu o motivație foarte limpede de în start și noi încercam să-i ajutăm în sensul ăsta. Bun, problemele cu orarul, că ei lucrau. Și în privința asta era destul de greu ca să găsim niște ore libere pentru toată lumea. Am mutat parte din ore sâmbătă și duminică. Ei au fost foarte fericiți. Profesorii de la masterat n-au fost atât de fericiți, dar le-am zis, băi, asta e. Trebuie să ținem cont, sunt studenții noștri, sunt colegii noștri care lucrează și ei în învățământ. Uite că ei își sacrifică weekendurile pentru chestiile astea. Facem și noi. Dar mai rămăseseră niște ore vinerea, că nu puteam să le înghesuim pe toate sâmbătă și duminică. Și atunci ziceam așa, măi, înainte de a se face orarul în școală, eu vă dau o solicitare către direcțiile școlilor unde lucrați, ca în măsura posibilităților să nu vă pună ore vinerea ca să puteți veni la master. De multe ori funcționau, dar uneori veneau și îmi spuneau cu lacrimi în ochi, când i-am arătat directoare sau directorii chestia asta, mi-a pus în mod special orele vine, ca ce să, de ce să vin după aia cu pretenții că eu am masterat și că nu știu ce. Oameni și oameni. Intenționam să duc și eu discuția în zona asta care privește evaluarea, văd că ea a alunecat cumva firesc în direcția aia. Ar fi foarte multe, foarte multe lucruri de spus. Cred că unele dintre cele mai, cum să spun, ofertante, substanțiale și în același timp mai savuroase texte din cartea ta sunt cele despre bacalaureat. Această, da, mă rog, această tradiție a semi-isteriei naționale pe care o vedem în fiecare an. Și apropo de evaluare, spui la un moment dat un lucru care mi s-a părut foarte, foarte interesant. Evaluarea ar trebui concepută ca o formă de comunicare, de dialog. Crezi că suntem acolo? Se întâmplă oare lucrul ăsta acum sau suntem încă departe de această cultură a dialogului? Cred că suntem destul de departe. Avem nevoie și avem și posibilitatea să ne comparăm cu experiențele altor universități din lume, cu experiențele colegilor care lucrează în alte universități. Și una peste alta, lucrurile stau așa, în ce privește predarea, suntem ok, suntem pe linie, ca să zic așa. În ce privește evaluarea, diferențele sunt de la cer la pământ. Este foarte, foarte luată în serios, peste tot. La noi e cenușăreasă. Da? Și o tradiție culturală, din păcate. Lucrurile sunt mult mai profunde. Da? Truda nărădului mare, dar izbânda ba, zice un proverb. Noi suntem cu truda. Da? Să vedem ce a ieșit în cele din urmă, nu e bine, dacă suntem dezamăgiți. Da?
Am văzut la american la un moment dat o metodologie de evaluare a evaluării unei evaluări. De rangul. Și ăștia sunt americani, obsedați de această întrebare. Trebuie să știm cum au ieșit lucrurile. Da? Mergem mai departe, așa, schimbăm, am investit bine, n-am investit bine, etc. Și Da, atât. e, ne amintește cumva de acele, cum să le spun, cursuri festive de la finalul anilor de liceu, când dintr-o dată toată lumea își amintește numai lucrurile frumoase, confundă nostalgia cu starea de bine și ajunge la concluzia că, e, uite, domnule, au mai fost niște mici, așa, dar în esență ceea ce am făcut noi a fost absolut glorios și absolut minunat. Sigur, asta e o tendință de autoînșelare a minții umane despre care vorbesc psihologii, Kahneman, mulți alții. Important e să finalizăm cum trebuie și atunci. Da, pe asta spun. Deci, e o Da. chestie care nu vizează doar educația. Da, îți dau un exemplu din politic, foarte elocvent. Da? Noi toți zicem, pe bună dreptate, domnule, trebuie să despărțim educația de politic și așa mai departe. Și am la un moment dat o discuție cu un prieten care lucrează la British Council, Gabriel Ivan. Și zice, păi, da, știi, dar asta e o chestie cu dus și întors, pentru că n-ai ce să-i faci. E o chestie politică. Adică, Major a câștigat alegerile cu programul în educație, da? În Marea Britanie. Și îmi mai zice un lucru, și asta e miezul chestiunii. Zice, da, dar proiectul lui pentru educație era jumătate de coală a patru. Asta era. Mi-aduc aminte de un proiect făcut de PSD la un moment dat, învățământul românesc până în anul 2020. Deci 100 și ceva de pagini, pe fiecare pagină scria exact același lucru de sus până jos, vom face totul. Da, La asta erau niște chestii la care după 4 ani trăgeai linie și spuneai, asta ți-a ieșit, asta nu ți-a ieșit, asta așa, asta așa. Da? La noi după 4 ani toată lumea se scarpină în cap și zic toți, a, dacă n-ar fi fost grea moștenire, ce făceam eu și un pic penibil. aici tind să. Tind să-ți dau dreptate întru totul. Eu cred că este o schizoidie moștenită din generație în generație. Pentru că, în fond, viața politică, cu bune și cu rele, e una dintre cele mai intense forme ale vieții sociale. Nu de puține ori mi s-a întâmplat, atunci când au fost evenimente politice mai mult sau mai puțin intense, elevii să întrebe spontan ce părere aveți, cum vedeți lucrurile. Și de regulă noi nu suntem în stare decât să adoptăm așa o postură sapiențială și să spunem nu facem politică în școală. Și sigur că nu facem politică în școală, după care ne luăm de cap și ne întrebăm de ce elevii nu votează, de ce elevii nu sunt implicați în procesele politice și așa mai departe. Și eu cred că există o linie fină și care ține până la urmă de deontologia și buna credință a profesorului, care desparte prozelitismul Exact, politic, care e o chestie neetică, de, cum să spun, curajul și determinarea de a duce până la urmă subiecte, bucăți din viața socială în sala de clasă. Și, da, eu lucrez într-o universitate care are un statut aparte din punctul ăsta de vedere. Adică Universitatea din București este, o spun apăsat și în cunoștință de cauză, este singura universitate din România în care conducerea la vârf, respectiv rectorul, după 1990, nu a fost afiliat politic. Singura. Da? Pentru că asta, într-adevăr, duce la niște riscuri foarte mari. Problema cea mai mare este că atunci când la vârf rectorul, de pildă, e afiliat politic, el are o dublă agendă.
are agenda universității și are agenda partidului. În ce măsură se suprapun ele? Greu de suprapus. Da, asta e... Dar pe de altă parte, exact cum spui, a fost mișcarea rezist. Da? A fost măcelărirea legilor justiției. Avem facultate de drept. Au fost oameni din universitate, profesori, care au zis, băi frate, ies magistrații în fața magistraturii să protesteze. Și noi de ce ne ascundem după degeri? Că e clar o mârșăvie. A, și unii au protestat și colegii de la drept au zis că nu, că asta e o ingerință politică și că nu știu ce. Nu mi se pare că a fost o ingerință politică. Era un reflex civic foarte normal. Iar ai crește pe copii într-un borcan de sticlă complet izolați de lumea de afară, nu e o soluție. Am trăit, recunosc, și situații oarecum milare din punctul ăsta de vedere, pentru că existau evenimente civice și politice. Știm, România, mă rog, România, o tot ești în stradă cu diverse motive în ultimii ani. Și noi, profesorii care ne aflam pe acolo, ne întâlneam cu elevii noștri în stradă. În schimb, a doua zi refuzam să discutăm despre chestia asta, pentru că nu e așa, nu facem politică în școală. În școală ne rupeam complet de chestiunea asta. Mă rog, asta vine, cred eu, și dintr-o înțelegere foarte îngustă a politicii, pentru că orice mediu uman e un mediu politic, sala de clase e un mediu politic, cu campanii electorale, cu lideri, cu și așa mai departe. Oricum, ca să zic așa, mie mi se pare, Liviu, că copiii sunt bine, ca să parafrazez un titlu celebru, în sensul că, iată, cu toată opoziția noastră, mie mi se pare că asociațiile de elevi au știut și să se organizeze, au știut să aibă poziții principiale în foarte multe momente. Sigur că mai și greșesc, poate, sigur că nu sunt întotdeauna de acord cu ceea ce spun, dar faptul că ele există și că au curajul unor lor de poziții pe care, cu tot respectul, noi profesorii nu prea am reușit să le avem în anumite momente, ne arată că nu poți să scoți oamenii din politică, dar nu politica din oameni într-un fel sau altul. Bucurați-vă de chestia asta, la studenți nu mai e așa. La studenți e cam jale în asociațiile studenților. Am înțeles. Recunosc partea din carte despre evaluare, e una dintre părțile mele preferate. Mi-am și notat foarte multe lucruri, foarte multe formulări memorabile, apropo, faptul că ne străduim foarte mult, dar ne teamă să vedem și ce am obținut. Spui la un moment dat că alegem somnambulismul creator, refuzându-ne lucidității sterile. Da? Există așa un soi de înfoiere din asta. Asta a fost noi, ca prestația profesorului român, care nu se... Da, sigur, da, da. Iar spui la un moment dat, meschina aplicare evaluativă este cea care situează acțiunile noastre în planul valorii. Până la urmă trebuie să vedem ce facem și să cântărim ceea ce facem ca să rămânem în planul valorii. Dar aș vrea să-ți propun, așa, pentru ultima parte a discuției noastre din seara asta, întotdeauna mi se pare că trece extraordinar de rapid timpul, aș vrea să-ți propun să ne spui un pic despre un lucru pe care îl susțin în carte și care pare... cumva desuiet sau împotriva tendințelor timpului, face o pledoarie convingătoare pentru evaluarea orală. Nu știu dacă realizez că, din potrivă, tendința și curentul merge în direcția cealaltă, evaluare cât mai mult
impersonală, prin intermediul, știu eu, mijloacelor electronice, ce are în plus evaluarea orală, care e cronofagă și știm că are și alte probleme. Da. Evaluăm în foarte multe situații. Uneori evaluarea atinge niște cote foarte înalte. Gândește-te și gândiți-vă la chestia în care trebuie să alegi un CEO pentru o mare companie. Da? Dacă cineva crede că alegerea unui CEO pentru o mare companie se face prin teste scrise, se înșală profund. Se face prin numirea unui board de evaluatori foarte, foarte buni și care stau de vorbă cu candidați. Așa se face. Deci cu cât mai mare este miza, cu atât mai important este factorul uman în evaluare. Mai ales la disciplina cu care mă ocup, la literatura română, la literatura în general, să faci evaluare pe teste grile este o nenorocire. Pur și simplu. Adică nu spun nimic, decât că săracii elevi au fost îndopați cu niște chestii pe care le-au învățat pe din afară. În cazul evaluării orale poți interacționa, poți pune întrebări, poți avea feedback, te poți lămuri imediat, mult mai bine decât... Dumnezeule, am fost și eu elev, am fost și eu student, în scris poți să păcălești, n-ai treabă. Știu și eu cum se compune o chestie în care să dai impresia că știi când nu știi. Ori, toate lucrurile astea, toate trucurile astea pe care le învață un elev și e normal să le înveți, pentru că asta îl interesează și pe el, să promoveze. Nu? Astea devin inoperante în cazul unei evaluări orale. Are într-adevăr dezavantajul ăsta și o spun cu tristețe în suflet. Am început când am luat cursuri acum niște ani în primire, treceam toți studenții și până evaluare scrisă și până evaluare orală. Ca așa, ergonomic, era un dezastru, pentru că trebuia să stau 3 zile lipit de scaun, ascultându-i pe studenți. Pe care am redus marja și am zis îi bag numai pe cei în oral, intră numai cu cei între 5 și 8 la scris. Și mi-am sărit în cap că ce discriminare asta. Dar am ținut totuși ani de zile așa, pentru că dincolo de asta mă interesa și să simt pulsul. Și pulsul nu-l simți în scris. Nu. Am avut o experiență tot așa din anii de școală. Am fost la un moment dat în Comisia Națională la Olimpiada de Română. Și eu veneam de la Braza și aveam o colegă, că se lucra mâna întâi cu mâna a doua, o colegă directoare la o școală, cred, din Slobozia. Și am convenit să facem următorul lucru, să evaluăm complet independent vreo 10 lucrări, pe care să comparăm rezultatele. Și la ce concluzie am ajuns? Rezultatele erau într-un totul compatibile, numai că eu dădeam cam cu un punct jumate, mai mult cam peste tot. Și era absolut firesc. Chiar de la directoare la Slobozia avea clasele cele mai bune, eu, nou venit la Braza, aveam clasele cele mai proaste. Termenii de comparație ăștia înfiți aici, în creier, pe care noi îi putem scoate, erau cu totul alți. Amintesc și eu o experiență de la Olimpiadă, când, mă rog, o doamnă profesoară, chiar nu contează, foarte mulți ani în urmă, nici nu cred că mai sunt în sistem doamnele respective, avea un elev care luase notă de 7, venea de la un liceu mai slab cotat
Și literalmente doamna începuse să danseze de bucurie în cancelarie pentru că elevul ăla luase un 7 la olimpiadă. La aceeași sesiune am văzut, tot atunci am văzut și o doamnă profesoară de Colegiul Național, teribil de supărată pe eleva dânsei care luase doar poziția a doua după ce câștigase în anii precedenți. Iată că sunt multe, pot fi multe perspective opuse când vorbim de așa ceva. Regret, apropo de olimpiade, probabil că o să spun ceva extrem de impopular, dar olimpiadele de română, nu vorbesc de cele de matematică, de română, așa cum se desfășoară acum, mai bine ar fi desființate. Ok, o să facem o decupare a declarației astea și o să o rulăm în buclă. Nu, eu glumesc, dar să Ba, știi nu, că că mi se... am zis-o și oficialităților de 1000 de ori, dar nu putem, că doamnă, Da. așa, și acum mai facem și Olimpiada Internațională de Român. Altă Să știi minunăție. că ni se întâmplă destul de des ca anumite declarații ale invitaților noștri să fie preluate a doua zi în presă de specialitate. Așa că e posibil. Liviu, îți propun să încheiem cu o ultimă întrebare. Eu, sincer, îți mărturisesc că aș sta până mâine dimineață la discuția asta, însă nu cred că ai fi de acord, sau nu cred că toată lumea ar fi de acord. Așa că, pentru că Hai imediat... să zicem miezul nopții, nici chiar dimineață. Exact, da. Pentru că ne apropiem de 2 ore de discuție, vin cu o ultimă întrebare. Și ea sună așa. Cum ar arăta portretul absolventului de liceu pe care profesorului Papadima i-ar plăcea să-l regăsească în anfiteatrele universității? Ui, 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 da. Deci ai copt-o mult. Nici măcar, am citit-o cuvânt cu cuvânt. Am înțeles. Da, E da. întrebarea lui Vali Ifrim. Vali, asumă-ți, te rog, paternitatea întrebării. Așa Da. că... Îți spun lucrurile pe care eu pun valoare, adică pe care le consider, din punctul meu de vedere, importante. Și deficitare, de regulă. În primul și în primul rând, discernământ. Asta aștept de la tinerii pe care îi modelăm. Spirit critic. A fost o mare, mare problemă în a introduce spiritul critic între valorile recomandate în curricula națională. Inițial toți profesorii ziceau, ce, aia asta e cârteală, că nu știu ce, nu, cunoașterea e construită pe spirit critic. Asta, din punctul meu de vedere. Curiozitate, curiozitate, da, curiozitate, important. Avem de-a face cu cohorte, cum se zice, de studenți pe care în mare parte nu interesează nimic. Nu știu de ce sunt unde sunt, nu știu ce va mai urma, nu știu ce își doresc și așa mai departe. Motivație, da, motivație puternică. Nu știu dacă știți de acea testare PISA, în care România a ieșit din tabele complet în ce privește motivația pentru școală a elevilor noștri. Adică la restul mai eram cu bulgarii pe locurile ultim și penultim, dar aici suntem. Și nimeni nu știe de ce tinerii din România urăsc școala atât de tare, mai tare decât bulgarii, decât sârbii, decât croații, decât toți ceilalți la un loc. Nimeni nu are un răspuns la chestia asta. Da? Deci cam asta ar fi. Am promis că e ultima. Responsabilitate, da, responsabilitate. Am promis că e ultima întrebare, dar uite, o să mai pun o întrebare pentru că am primit-o din public. Înainte să pun întrebarea, o să o citesc pe Teodora Coman,
care e o foarte cunoscută poetă și o foarte cunoscută profesoară de limba română, care spune: paradoxul învățământului românesc oferă material de care trebuie să te dezveți ca să poți evolua, pardon. Ceea ce mi se pare a fi o observație foarte corectă. Întrebarea însă pe care voiam să ți-o adresez, cu promisiunea că e chiar ultima, e dacă ești mai degrabă optimist sau pesimist cu privire la viitorul învățământului românesc. Da, apropo de dezvăț, în facultate, primul an cam asta facem. Cei care își iau meseria în serios, facem dezvăț. În ce privește, de pildă, studiul literaturii, încercăm să-i dezvățăm pe boboci de poncifele recitate, scoase de cine știe unde, de... Da, toată prefăcătoria asta și să putem vorbi deschis despre un text la prima vedere. Ceea ce a rămas un deziderat atârnat în cui în ce privește învățământul nostru. Dacă sunt optimist sau pesimist, sunt și una și alta. Sunt și una și alta. Există un gen de optimism pe care eu îl numesc optimismul de serviciu. Atâta vreme cât te-ai angajat să faci o treabă, oricare ar fi aia, trebuie să crezi că acea treabă poate fi făcută. Dacă nu, nu, nu mai faci. Pe de altă parte, nu sunt, ca să zic așa, nu sunt deloc euforic. Da? Sunt foarte sceptic în ce privește șansele noastre privind un progres rapid. Noi n-am ajuns încă, asta e probabil problema cea mai mare, noi n-am ajuns încă să configurăm o imagine societală la nivelul întregii comunități, pentru că e o chestie care vizează întreaga comunitate din țara asta, despre cum am dorit să se desfășoare învățământul. Dacă iei doi oameni la întâmplare și întrebi care credeți că ar fi o școală minunată, ai auzit lucruri atât de diferite de zici că sunt de pe planete diferite. Unii vor zice vreau ceva ca în Finlanda, așa, cu copiii care sunt liberi și creativi și nu știu ce. Alții vor zice vreau ceva cum erau colegiile militare din interbelic, cu disciplină, cu uniforme, cu șepci în cap și cu lucruri de genul ăsta. Asta e marea problemă. Și atunci și politicienii dau Întrebarea din... asta cu... Scuze, există Da. un mic delay și de aceea am uneori tendința Nu, să nu, nu, problem, nu, intervin problem. când Nu, se cred aude bine, că se ai aude bine. terminat, dar ignoră-mă. Dar ignoră-mă când fac chestia Da. asta. Da, vreau să zic că apropo de optimism și pesimism, că asta mi-amintește de un banc în care ni se spunea că pesimistul zice: domnule, mai rău de atât nu se poate, iar optimistul îi răspunde: ba, se poate. Da, știu, e simpatic. Da, era și Deci, un banc da. în aceeași gamă cu ce e un sadic. Un sadic e cineva care se poartă frumos cu un masochist. Da, exact. Livius, mulțumesc tare mult pentru discuția din seara asta. Exact cum așteptam, a fost Mulțumesc și eu. o discuție foarte faină și foarte vie, la fel cum este și cartea ta. Carte pe care o recomand cu un entuziasm de plin. Întreba cineva despre carte. O găsiți, iată, Paula ne-o și arată. O găsiți în librării, o găsiți pe site-ul editurii Art. Am și văzut că are o reducere în momentul ăsta pe site-ul editurii Art, deci profitați, ca să spunem așa. Și dăm voie să închei cu
citat luat aproape la întâmplare, cred că aș fi putut deschide oriunde și aș fi găsit ceva memorabil, însă acest mic fragment cred că încheie rotund și frumos discuția noastră din seara asta. Da, meseria noastră e riscul ca părinți, ca profesori. O meserie în care poți greși uneori amarnic, dar nu poți să nu-ți pese. Și mi-aș dori și eu un învățământ în care să nu mai formăm clasamente, statistici, sondaje, grafice, standarde, baremuri, ci să creștem copii și tineri spre a deveni adulți. După aia o să le vină și lor rândul. Până o să ne vină și nouă rândul pentru nouă întâlnire aici, încă o dată îți mulțumesc foarte mult, te așteptăm oricând să ne fii alături, chiar putem gândi tot felul de proiecte și acțiuni care să formeze caractere și minți și valori, de ce nu? Și încă o dată le mulțumesc și celor care ne-au fost alături în seara asta, prietenii de la proiectul Merito, Synergetics, care e partenerul nostru continuu în cadrul proiectului acesta, Cafeneaua Merito, și o colaborare inedită data aceasta, editura Art, care este editura care ți-a publicat cartea, norocoasă editură, aș spune, și ca de fiecare dată vă îndemn să țineți un ochi pe noi. Urmează alte cafenele Merito cu invitați unul și unul, după cum cred și sper că observați. Liviu, încă o dată, felicitări, e grozavă cartea ta și a fost o bucurie să te citești, să te recitesc. Avem nevoie de astfel de voci și, ce să zic, sănătate multă la cât mai multe pagini și gânduri despre educație. Mulțumesc și eu și ce vorbeam înainte de a deschide discuția generală, m-am uitat și eu pe proiectul Merito și mi se pare un proiect foarte meritoriu, da? Pentru că de asta avem nevoie de recunoașterea ce fac profesorii în teren. Nu de punctaje, nu de item și de lucruri de genul ăsta. Profesorii sunt extrem de importanți în ceea ce fac pe teren. Am primit la un moment dat, nu știu cum s-a rătăcit către mine, o metodologie de acordare a gradațiilor de merit și am înlemnit, pe cuvântul meu, erau vreo 70 de item strânsul borcanelor, participare la festivități locale, tot ce voiai și ce nu voiai, bineînțeles pe locul întâi olimpice cu mega punctaj și așa, lipsea un singur lucru de acolo, activitatea la clasă. Deci am spus, domnule, ați nebunit complet totuși. Ce facem? Transformăm gradația de merit în Oscar? Da, asta e. Și Eu am scris și în carte, domnule, ar trebui să ridicăm statuie profesorului care ia o clasă proastă și o aduce la un nivel mediu. Este groaznic de greu. Și este cel mai important lucru pe care îl poate face un profesor. Da, proiectul Merito este, cred eu, doar una dintre formele alternative de recunoaștere în sistem. Sunt multe proiecte pornite de la firul ierbii, ca să spunem așa, multe proiecte care vin cumva din afara sistemului, dacă ar fi doar să numesc câteva așa aleatoriu, cum în ordinea în care îmi vin în minte, mă pot gândi la, sigur, la Teach for Romania, mă pot gândi la Super Teach, mă pot gândi la Aspire Teachers și așa mai departe. Iar pentru mine, apariția acestor proiecte alternative arată că pur și simplu ceea ce a oferit în materie de valoare profesională sistemul vreme de decenii nu mai este suficient. Personal nu văd și nu-mi doresc. Îmi doresc din suflet ca existența acestor proiecte să nu devină un nou cui al lui Pepelea, să nu devină un nou motiv de discordie în sistem. Și tocmai de aceea, ceea ce facem noi la CCD Galați e, până la urmă, un proiect cât se poate de original, adică încercăm să
unim o formă sistemică, da, activitatea unei case de corp didactic, cu o inițiativă venită cumva din afara sistemului. Și tocmai prin asta să arătăm că se poate, că de fapt suntem cu toți în aceeași horă și că fără să îți dai mâna, nu ai o horă, ca să spunem așa. Da. Da. Încă o dată mulțumesc mult, vă mulțumesc tuturor și rămâne să ne revedem data viitoare. La Mulțumesc mult, revedere! seară bună tuturor. Seară bună. Mulțumim, seară.